Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Sick Art Handmade, la un nou material despre lână împâslită cu acul, un mini proiect al meu la care eu astăzi vă invit pe toți cei interesați să vizionați pas cu pas cum putem să realizăm o floare de bumbac decorativă din lână împâslită cu acul. Este ușor de realizat. Cred că prin acest mini-proiect eu vă voi arăta o variantă cea mai ușoară de lucru a acestor decorațiuni și până să vă prezint materialele, am să vă spun că am ales să fac acest tutorial, sper să fie destul de scurt. Am ales să fac acest tutorial pentru că noile flori de bumbac pe care le realizez le voi folosi la un nou proiect de Crăciun, în viitor apropiat. Și am să vă spun și am să și vă arăt la momentul potrivit despre ce e vorba. Pentru a realiza această floare de bumbac, voi folosi lână albă cardată, este lână zăpadă, are o finețe deosebită față de multe alte soiuri de lână, lână merinos de culoare maro mai deschis și tot lână merinos de culoare maro închis. Deci practic folosim trei nuanțe de lână și ac. Ac gros, ac mediu și ac subțire. Trei tipuri de ace, așa cum ați învățat. Și foarfecă dacă este nevoie. Și haideți să ne apucăm de lucru. Tot așa cum v-am învățat, îmi fac mai întâi baza din lână albă. Asta însemnând că voi face o bilă mai mare, doar din lână albă de tip zăpadă. Așa se numește ea. Cred că îi spune zăpadă pentru că este foarte albă și pe de altă parte este și foarte, foarte fină. Și pentru că florile din bumbac sunt delicate în realitate și foarte frumoase, am ales să folosesc această lână. Puteam să folosesc o lână cardată de culoare alb gălbui sau oricum să-mi fac baza dintr-un alt fel de lână albă, dar nu, pentru faptul că frumusețea acestor flori decorative sunt redate și de calitatea lânii pe care o folosesc, atunci am ales să folosesc o lână de calitate. Și întotdeauna, dacă vrem să ne iasă ceva frumos și cei care ne achiziționează aceste decorațiuni să fie mulțumiți de ceea ce cumpără, atunci trebuie să respectăm calitatea materialelor, calitatea lucrului, felul în care este finisat materialul, decorațiunea în sine la final, da? Contează, aspectele astea contează foarte mult. Cel puțin eu pun accent pe calitatea lucrului și pe ceea ce iese la final din mâna mea. Nu, niciodată nu am făcut rabat la a lucra îngrijit și la a respecta pașii de lucru. Pentru cei care se inițiază în arta împâslirii cu lânii cu acul,
Vă sugerez să nu încercați să găsiți și să folosiți înlocuitori, adică atunci când îți creezi baza unui obiect decorativ, peste care adaugi alte straturi de lână. Eu vă sugerez să folosiți tot lână, chiar dacă este o lână nu de o calitate proastă, că eu nu cred că există lână de calitate proastă, dar, spre exemplu, cum este situația cu această floare de bumbac. Așa cum am spus, puteam să folosesc un alt tip de lână, alb gălbui, să zic, da? Pe care nu-l folosesc la a da față unei decorațiuni în faza finală, da? Îl folosesc la a face baza. Dar am ales lână albă fină pentru că mă interesează și pentru mine este important să iasă totul alb, imaculat. Da? Și atunci, cumva, în momentul în care împâslesc lână albă zăpadă peste o lână alb gălbuie, cumva se amestecă puțin nuanțele. Și acesta este detaliul și aspectul la care țin din punctul ăsta de vedere. Dar așa cum am spus, dacă, spre exemplu, lucrez un ursuleț, da? Și îmi realizez corpul, baza, da? Din lână albă, întotdeauna din lână albă. Poate să nu fie un alb imaculat, poate să fie un alb gălbui. Pentru că peste el adaug nuanțe de maro, de negru, eu știu, nuanțe mult mai închise decât baza. Și tocmai asta vă spuneam, că chiar dacă folosim pentru a crea baza lână de culoare alb-gălbui, da? Deci nu de o calitate proastă, că nu există lână de calitate proastă, ci doar de o nuanță puțin mai diferită de albul pur. Ei, dacă să încercăm să folosim pentru a ne crea bazele lână de culoare albă. Nu încercați să înlocuiți materialul, pentru că nu va ieși absolut nimic bun. Spre exemplu, am încercat așa experimental să văd dacă atunci când fac un ghem din bumbac, da? Din vată, că vata este făcută din bumbac, dacă îl fac și împâslesc peste lână, ce se întâmplă? Păi se întâmplă ceva foarte rău. Sper să fac un material ca să vedeți pe viu cum se întâmplă. Se întâmplă că, în primul rând, bumbacul, materialul ăsta, vata, nu se împâslește. Adică acul ăsta este special pentru a împâsli lână, da? Și dacă încerci cu un ac de împâslit să împâslești fire de bumbac, nu merge. Nu se leagă. Nu se împâslesc firele. Dacă încerci să faci, să zic, un artificiu, da? Nu știu. Nu mi-a stat încă mintea să mă gândesc la un astfel de proiect. Dar dacă te gândești să faci un astfel de artificiu, îți dai seama că în momentul în care începi să adaugi lână peste bază, practic baza nefiind împâslită nu are rezistență. Nu ai pe ce să împâslești. Ea se destramă. Și atunci ție îți rămâne împâslit doar ceea ce aplici peste și împâslești cu acul. Dar baza nu este solidă. Și atunci nu-ți va ieși sub nicio formă decorațiunea. De-aia zic că dacă vreți să folosiți înlocuitor, trebuie să vă gândiți foarte bine ce fel de înlocuitori puteți să folosiți pentru a crea baza. Eu prefer să lucrez pe lână sau mai există posibilitatea să lucrăm pe polistiren.
dacă vrem să realizăm, spre exemplu, globulețe sau clopoței, cum și eu am realizat, putem să împăslim astfel de decorațiuni, să împăslim lână peste ele. Dezavantajul este că atunci când împăslim pe polistiren, când împăslim lână pe polistiren, rupem ace. Și deci asta este un mare dezavantaj. Da. Așadar, iată că discutând, dar în același timp lucrând, eu mi-am creat baza pentru această floare de bumbac. A ieșit ceva foarte frumos. Deja simt cum materialul începe să se întărească, opune rezistența acului și simt și la mână. Nu mai este moale. Și îmi place și foarte mult cum se aude acul atunci când intră în lână, efectiv. Am să întrerup un pic materialul pentru că trebuie să mai împâslesc până când baza devine foarte tare și nu vreau să mă întind foarte multe minute cu materialul și o să revin imediat ce am împâslit materialul atât cât este necesar. Așadar, am terminat de împâslit baza. Partea de jos este teșită. Pentru că o să am nevoie, pentru proiectul meu, am nevoie să lipesc această decorațiune pe ceva și atunci nu am nevoie ca baza să fie, eu știu, să aibă altă formă decât plată. Vedeți și avantajul creierii unui obiect decorativ pentru o nouă decorațiune. Iată, pot să îmi creez exact după forma și după ceea ce doresc să fac acest lucru. Deci, handmade-ul are multe avantaje. Și acum, după ce am folosit un ac mai subțire, pentru că lâna este foarte fină, voi folosi un ac gros, da, ca să împart în patru sectoare sfera pe care eu am obținut-o. Că practic este o sferă sau un cerc. Și așa cum știm, floarea de bumbac e împărțită în patru. Ia uitați cum sculptez acum în ceea ce am lucrat, cum sculptez cu acul și cum se vede. Deci faptul că îmi ies și se văd aceste două segmente pe care le-am creat cu acul rezultă din faptul că în prima fază mi-am făcut lucru și treaba așa cum trebuie. Deci baza am realizat-o exact așa cum trebuie. Acum, în funcție de cât de mare vreau să iasă floarea asta de bumbac, eu pot să bag material atunci când creez baza. Pot să pun mai mult material sau mai puțin material și în funcție de acest lucru îmi iese floarea mai mică sau mai mare. Am împărțit în patru sectoare. Da? Repet, cu un ac de dimensiune mai groasă. Bun. Așa trebuie să arate.
Iar acum pe liniile trasate voi folosi și voi împăsli lână de culoare maro închisă. Și revin la cu subțire. Tai surplusul și trec la următorul sector. Același lucru fac și în cealaltă jumătate. Și continui și cu celelalte două zone. Îndepărtez surplusul și mai am doar un sector pe care trebuie să-l acopăr. Așa arată. Iar acum voi face frunzulițe, 4 frunzulițe de dimensiuni mai mici. Totdeauna când încep un mini-proiect nou, suprafața pe care împâslesc trebuie să fie curată. Pentru că, iată, aici am împâslit ceva cu roșu. Evit, mai ales dacă lucrez cu alb, evit să împâslesc pe zona unde am împâslit cu o altă culoare, pentru că acea culoare îmi va intra în celelalte culori pe care le folosesc la nou proiect. Și atunci fie protejez cu altceva, fie înlocuiesc suprafața de împâslire, pe care împâslesc, nu de împâslire. Da?
Deci trebuie să avem foarte mare grijă la lucrul acesta. Dacă altfel nu ne va ieși ce trebuie. Montez frunzulița. Și urmează să fac alte 4 frunzulițe. Și de asemenea mă voi opri din filmat ca să nu lungesc foarte mult materialul. Și am ajuns și la ultima frunzuliță. Le-am montat și pe celelalte 2, da? Sunt foarte frumoase. Și acum o realizez și pe a 4-a. Atenție și când lucrați la modul acesta, să nu vă înțepați, folosiți degetar de protecție. Există un degetar special pentru degete din piele. Vă protejează împotriva înțepăturilor. Pentru că există riscul ăsta, de ce să nu recunoaștem. Și atașez și ultima frunză la această floare de bumbac. Am lăsat puțin mai mult material maro ca să creez totuși un pic de bază din culoarea frunzelor. Întotdeauna mi-am dorit, atunci când am avut o decorațiune în casă, întotdeauna mi-am dorit să am frunze de flori de bumbac. Și să știți că de când am descoperit lână, mi-am îndeplinit multe dorințe legate de astfel de decorațiuni. Foarte multe dorințe. Așadar, am terminat și frunzele. Frumos. Și acum, peste bază, mai adaug
Luna asta minunată. Practic, gătesc floarea, cum se spune, da? Exact ca atunci când finalizezi un machiaj perfect pe fața ta. Iată. Îi dă volum. Și frumusețe. Și pentru această fază finală folosesc doar acufin. Nu am nevoie de un ac gros, nici măcar mediu ca grosime. Acul subțire. Și iată că dacă nu aveți încă o a doua culoare de maro, puteți chiar să nu mai folosiți nicio nuanță de maro și să vă realizați florile din două culori, alb și maro închis. Este tot ce vă trebuie, ac și pricepere. Multă pricepere, să știți. E foarte frumoasă. Foarte, foarte frumoasă. Și mai avem încă un sfert de floare și practic am terminat. Dacă doriți să faceți o crenguță cu flori de bumbac, puteți să-i faceți tulpina, chiar și dintr-o crenguță naturală, de la un pomișor, și să puneți florile, să le lipiți cu silicon pe acea crenguță. Și așa obțineți o crenguță cu flori de bumbac, pe care, din lână, pe care le puteți pune în vază, alături de alte flori. Deci sunt minunate și ideea este foarte bună. Eu nu le pun pe o crenguță pentru că, v-am spus, le voi folosi într-o ghirlandă, da? Și atunci am nevoie să le lipesc. Cam așa arată floarea mea de bumbac. Este absolut minunată. Iată cum arată lângă una mai mare, da? Pot să mai accentuez cu un pic de maro, dacă mai vreau. Maro închis, foarte puțin, nu trebuie mult. Doar cât să mai accentuăm puțin, da? Și proiectul nostru mini, proiectul nostru este gata. Durează ceva timp până realizăm această floare. Eu numai în materialul ăsta, iată, am depășit, cred că sunt la minutul 29. Vai de mine. Deci e nu mult, extraordinar de mult. Dar cine a avut răbdare să mă urmărească până la final, să știți că, practic, iată, dacă te pricepi și ai viteză,
și cu mici reduceri, pentru că eu am întrerupt atunci când am făcut și frunzele și când am împâslit baza, am mai întrerupt câteva minute bune. Dacă filmarea este de 30 de minute, cred că în jumătate de oră, ai nevoie de o oră ca, nu ca începător, ca avansat, ai nevoie de o oră să realizezi o floare la modul ăsta. Adică trebuie să știi ce materiale să folosești, ce ace să folosești, să lucrezi foarte repede și să nu te accidentezi înțepându-te. Și atunci, ca și nivel avansat, o floare de asta o faci, uite, într-o oră, aproape o oră. O floare de nivel mic, de dimensiuni mici, pentru că una de dimensiuni mari presupune mai multă împâslire și la bază. Da? Deci acolo pierde mai mult timp. Cam așa arată floarea. Eu sunt foarte mulțumită de ea. Este doar cu 4 sectoare. Deci iată că am redus timpul de lucru și din cauza faptului că am împărțit-o în 4 sectoare. Practic, dacă o faci mai mare și cu 5 petale, da? Sau sectoare, cum le numesc eu, sferturi, muncești un pic mai mult, mai mult de o oră. Dar rezultatul este absolut minunat. Absolut minunat. Așadar, acesta a fost proiectul meu de astăzi și tutorialul. Vă doresc spor la treabă. Sper că ați petrecut timp util alături de mine. Mă urmăriți și pe Facebook și pe Insta și pe TikTok. Așa este procedura, să fim pe toate platformele, cum putem, cât putem. Pe sicar.shop găsiți lucrările mele cu preț, da? Acolo puteți să le comandați și lăsați-mi o comanda pe site, și mesaje și număr de telefon aveți dacă doriți să achiziționați ceva de la mine. Acesta a fost materialul meu de astăzi. Ne vedem în curând. Până atunci vă doresc spor la treabă și numai bine.